De-a lungul întregii istorii a umanității, apocalipsa a fost prezisă de multe ori, iar istoria diferitelor națiuni ne vorbește despre multiplele moduri în care lumea se poate sfârși, de la războaie mondiale la intervenția puterilor supranaturale, dar rapoartele recente despre sfârșitul lumii au devenit într-adevăr mai frecvente. Se întâmplă acest lucru pentru că o catastrofă globală este inevitabilă sau are legătură cu faptul că știrile circulă foarte repede. Poate că în acest moment planeta noastră este în mare pericol și apocalipsa se apropie. Este acest lucru adevărat? Hai să încercăm să aflăm! În aceste zile dificile, întreaga lume pare să fie îngrijorată doar de numărul mare de oameni care sunt infectați și care s-au recuperat. Țări întregi sunt în carantină, economia este în pericol de prăbușire, dar mai este o problemă pe care nu a luat-o nimeni în calcul. În timp ce omenirea se luptă cu virusul, se pare că un asteroid se apropie de Pământ și si poate fi foarte periculos. Recent au fost numeroase postări despre sfârșitul lumii în mediile de socializare online. Da, chiar suntem în pericol. Un asteroid se apropie de Pământ și si îl poate lovi în aprilie 2020, adică la sfârșitul lunii acesteia. NASA avertizează că un corp cosmic cu un diametru de câțiva kilometri va lovi curând pământul, sfârșitul este deasupra noastră. Nu, glumesc, nu este de mirare că titluri precum acesta se răspândesc cu rapiditate pe internet, de parcă nu avem destule lucruri de care să ne îngrijorăm, se pare că pur și simplu nu putem lua o pauză. Mulți cred că chiar în acest moment omenirea este aproape de extinție și că în curând scenariile filmelor apocaliptice vor deveni realitate. În orice caz, au fost multe predicții cu privire la sfârșitul lumii și pe parcursul evului mediu, oamenii se așteptau ca lumea să se sfârșească, iar datele sugerate par de asemenea să facă aluzii subtile cu privire la acest lucru. De exemplu, anul 1000. Această dată nu poate prezice nimic bun, când sfârșitul lumii nu a avut loc, a fost reprogramat pentru anul 1037, dar din nou nimic nu s-a întâmplat. Potrivit altor predicții, apocalipsa era așteptată în anul 1492. Pe atunci oamenii credeau că pământul există de doar 700 de ani, ceea ce, după judecata lor de atunci, însemna că lumea ajunsese la un final. Timpul se scurgea cu rapiditate, dar în loc de sfârșitul lumii, Cristofor Columb a descoperit America. Datorită conjuncturii dintre Jupiter și Saturn, oamenii așteptau Apocalipsa în 1584 sau în 1604, dar nimic. Următoarea Apocalipsă a fost programată în 1666, dar iarăși nu s-a întâmplat nimic, iar acestea sunt date mai mult sau mai puțin cunoscute, doar imaginează-ți câte prezicere ale Apocalipsei sunt în total. Sfârșitul lumii a fost prezis în 1900, 1967, 2000, 2011 și aveau la bază predicțiile lui Nostradamus ale altor prezicători și bineînțeles nu putem uita de faimosul calendar maiaș care a prezis sfârșitul lumii pe 21 decembrie 2012. Pe atunci, foarte mulți au crezut că sfârșitul este aproape și chiar și cei care râdeau de aceste preziceri au fost puțin speriați. Cu toate acestea nu s-a întâmplat nimic, ca de obicei, iar planeta este în regulă, dar poate că de această dată pericolul este real. Pentru a afla adevărul trebuie să începem cu începutul. Deci, care este treaba cu acest asteroid? Pe 29 aprilie 2020 se așteaptă ca un mare asteroid să treacă atât de aproape de Pământ încât să provoace daune serioase potrivit unei teorii diferite de cele ale oamenilor de știință, ar trebui să ne lovească planeta, iar acest lucru ar conduce desigur la o catastrofă globală precum cele care au cauzat extințiile în masă a viețuitoarelor din trecut, ceea ce înseamnă că umanitatea va avea o șansă infimă de supraviețuire. În presă circulă multe articole despre acest asteroid, de exemplu, în cel din ziarul The Daily Express intitulat Avertizare de asteroid, NASA studiază un asteroid de 4 km care se apropie de planeta noastră și care ar putea provoca sfârșitul umanității dacă ne lovește. Pentru a primi mai multe accesări pe Twitter, The Daily Express a adăugat date astfel încât să pară că ar putea avea loc o coliziune periculoasă în aprilie. Dacă ești neliniștit cu toate că ai motive să te simți astfel, cel mai probabil ai accesa acel link și ai citi articolul, după care, evident, te vei îngrijora și mai mult, dar ar trebui să ne îngrijoreze acest eveniment cu adevărat? Oricum nu putem face nimic în legătură cu asta. Nici o petiție nu poate opri o potențială apocalipsă cosmică care se apropie în grabă de noi. Ce știe umanitatea despre acest asteroid? Un obiect spațial numit 1998 OR2 este un asteroid din grupul Amor și are un diametru de 4,1 km. Este cu adevărat o dimensiune impresionantă, dar acest asteroid este departe de a fi cel mai mare din sistemul nostru solar. După cum sugerează numele, a fost descoperit în 1998 de astronomii de la observatorul Haliakada din Hawaii. Există de asemenea imagini anterioare ale acestui asteroid care datează din 1987 și 1996. Cu alte cuvinte, oamenii au fost de mult conștienți de existența acestui corp ceresc care poate distruge viața de pe planeta noastră. Experții NASA au studiat asteroidul timp de două decenii și au reușit să afle ceva interesant și desigur nu au foarte multe date, dar este cu siguranță mai bine decât nimic, în special atunci când vine vorba despre amenințări venite din spațiu. Asteroidul este destul de mare și se va deplasa cu aproximativ 31.320 de km pe oră atunci când o să treacă pe lângă planeta noastră. Nu este destul de clar din ce este compus acest corp ceresc sau cât de vechi este, dar un lucru e sigur, asteroidul este clasificat ca fiind potențial periculos. Poate într-adevăr să provoace daune catastrofale pământului. Cel mai probabil o posibilă coliziune cu planeta va fi la fel de devastatoare precum cea care a dus la dispariția dinozaurilor în urmă cu 65 de milioane de ani. Impactul cu un asteroid ar ucide milioane de oameni să nu mai menționăm animale, păsări, pești și diverse alte organisme vii ecosistemul va fi de asemenea distrus pentru că majoritatea plantelor vor muri. Totodată, impactul ar agita diverse procese din interiorul planetei, ceea ce înseamnă că ar trebui să ne așteptăm la dezastre naturale, precum cu tremure sau erupții vulcanice după impact. A, ah, și nu uitați de tsunamiuri! Ca rezultat al coliziunii climatul se va schimba și el, iar cel mai probabil, pentru multe secole, chiar milenii, viața pe pământ ar fi imposibilă. Poate că supraviețuitorii vor putea repopula planeta și după milioane de ani altă specie va domina pământul. Nu vă grăbiți să căutați buncăre în care să vă ascundeți de potențialul dezastru. În primul rând nu va ajuta oricum, iar în al doilea rând situația nu este atât de simplă pe cât pare la prima vedere. 1998 ori 2 nu este singurul asteroid care ne amenință planeta. Spațiul este un mediu în continuă schimbare, iar câteodată multe alte corpuri cerești se pot apropia de pământ. Câteodată pot trece la o distanță foarte mică, de exemplu asteroidul 2008 TC3 a fost descoperit cu 20 de ore înainte să ardă în atmosfera planetei deasupra Sudanului pe 7 octombrie 2008. În 2009, un asteroid lung de 7 metri a trecut la doar 14.000 de kilometri de Pământ, iar în 2014, un asteroid cu diametrul de 20 de metri, numit 2014 RC, a trecut la aproximativ 40.000 de kilometri de planeta noastră și si lista poate continua. Numărul corpurilor cerești ce se apropie de planeta noastră este foarte mare, dar trebuie să ne temem. Nu chiar. Coliziunile cu adevărat periculoase, precum coliziunea meteoritului, de la cele abinsc, nu se întâmplă atât de des. Meteoritul tocmai menționat a intrat în contact cu Pământul în dimineața zilei de vineri 15 februarie 2013, iar aproximativ 7200 de clădiri au fost avariate și aproximativ 1500 de persoane au fost rănite în urma coliziunii. Da, numerele sunt destul de impresionante, dar nu suficient de mari ca să ne panicăm. În fiecare zi, în jur de 100 de tone de praf cosmic cad pe suprafața Pământului și nici măcar nu le observăm. Cea mai mare parte din aceste particule cosmice care ajung pe planetă sunt mici fragmente de praf lăsate în urmă de comete atunci când crusta lor de gheață se evaporă când ajung în apropierea Soarelui. Cele mai mari particule care cad pe Pământ sunt fragmente rezultate în urma coliziunii asteroizilor în spațiu care au avut loc cu secole în urmă. Aceste particule zboară pur și simplu în spațiu până când într-o zi ajung prea aproape de planeta noastră și sunt atrase de gravitația acesteia. Nu uita că majoritatea corpurilor spațiale ce ajung pe suprafață ard pur și simplu în atmosferă înainte ca oamenii de știință să le detecteze. Chiar și acum poate că o particulă de praf cosmic mai bătrână decât Pământul în sine cade undeva în apropierea ta. Dar hai să ne întoarcem la asteroidul 1998 OR2. Indiferent de modalitățile la care apelează mass media internațională în încercarea de a crea panică, situația din viața reală nu este atât de înspăimântătoare. Din moment ce oamenii de știință studiază multe corpuri cerești, orbita fiecărui asteroid potențial periculos este calculată cu atenție. De exemplu, orbita asteroidului 1998 OR2 a fost calculată până în anul 2197, iar în aprilie 2020 va trece pe lângă Pământ la o distanță de 6,3 milioane de kilometri, adică o distanță de 16 ori mai mare decât cea dintre Pământ și si Lună. Deci, nu atât de aproape, dar totodată, raportat la dimensiunile sistemului solar, este o distanță respectabil de mică. Totuși, nu trăim zi de zi cu teama că pământul va suferi o coliziune cu luna, nu-i așa? Chiar dacă este destul de aproape. Apropo, în 2079, acest asteroid va trece la doar 1,8 milioane de kilometri de pământ asteroidul despre care s-a prezis că va aduce sfârșitul lumii în viitorul apropiat, nici măcar nu este inclus pe lista corpurilor cerești ce s-ar putea ciogni cu pământul în viitor. Totuși, NASA nu este o companie de mâna a doua și putem avea încredere în ei, cel puțin în această privință. Și da, o asemenea listă chiar există și până acum include 21 de corpuri cerești. Un sistem complet automatizat analizează date și calculează probabilitatea unei coliziuni, chiar dacă este o probabilitate minimă, chiar dacă asteroizi zboară pe lângă. Orice corp ceresc mare care poate, într-un mod sau altul, să amenințe Pământul în viitor, se află sub atentă supraveghere, deci niciun asteroid masiv care să aducă sfârșitul lumii nu se poate apropia brusc de planeta noastră fără să fie observat. De fapt, NASA monitorizează chiar în acest moment aproximativ 20.000 de corpuri cerești, iar experții nu sunt interesați în ascunderea oricărei informații despre ei. În timp ce aceste obiecte cosmice trec în mod regulat pe lângă Pământ fără nicio consecință, povești despre o apocalipsă cauzată de acestea apar periodic în mass media. În mod bizar, dacă jurnaliștii și alți fani ai creării sentimentului de panic ar studia cu atenție munca experților de la NASA și a altor agenții spațiale, atunci poate ar anunța o posibilă apocalipsă mai des decât au făcut-o până acum, iar în acest caz credibilitatea lor va scădea și vom fi mai liniștiți. Totuși, întotdeauna vor exista oameni ușor de păcălit, în ciuda faptului că nici măcar o singură predicție a sfârșitului lumii nu a devenit realitate, și să sperăm că lucrurile vor rămâne așa. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!